Te îmbrățișez cu drag. Ce este iubirea? Dar ce este ura? Bună, sunt Andreas și de 25 de ani caut sensul iubirii. M-am născut în orașul Jimbolea din județul Timiș, într-o familie foarte numeroasă, dintr-o mamă unguroaică și un tată necunoscut. La 4 săptămâni după naștere, am fost abandonat în același spital din orașul Jimbolea. La scurt timp, am fost transferat în centrul de copii numărul 4 din Lugoj. O casă imensă, cu pereții scorojiți, umedă, 120 de copii care locuiau la grămadă. Locuiau, sigur, e un termen improprie. La Lugoj, tot ceea ce auziți la știri se întâmpla. Bătăi, violențe, bullying, viol. Am trecut prin toate. La foarte scurt timp după ce am ajuns la Lugoj, am avut șansa de a fi înscris într-un proiect al unei fundații daneze care lua orfani din România pentru sărbători sau în vacanța mare, în așa zise familii de vacanță. Eu mă simt norocos. Am ajuns la aceeași familie, la familia Elgor Jensen din Copenhaga. Ea lucra la Casa Regală, iar el lucra la o companie importantă din Copenhaga. Au vrut să-mi ofere un cămin și au vrut să-mi schimbe povestea și destinul. Aveau doi băieți. Ambii studenți, unul la medicină și celălalt la drept. Se jucau mereu cu mine și le plăcea fantastic să fie în jurul meu. Aveam 4 ani, eram ungheni. Și profitam de orice moment în care eram luat în brațe și mi se spuneau cuvinte calde. Era altă lume. Țin minte că la ultima mea vizită în Danemarca mă aștepta o mulțime de oameni, mă așteptau la casa de copii din Lugoj. Nu înțelegeam nimic, erau foarte senini, erau bucuroși să mă vadă, voiau să vorbească cu mine, un lucru nemai întâmplat. Le-am spus că vor să mă ia acasă, la o altă casă de copii, din comuna Checea, județul Timiș. Ajuns la Checea, am văzut o casă. Dar serios, am văzut o casă versus ceea ce era la Lugoj, aia era o casă. Aveam topogane, aveam loc de joacă, în bucătărie era o mochetă, cei care aveau să devină frați și surori se jucau pe acea mochetă, făceau bărcuța. Știți cum e bărcuța? Stai în funduleț martinel, talbă-n-talbă și te ții de mână și te legem. Și noi aveam un cântec preferat. Lia, Lia, zboară pălăria. Era foarte haios. Lia era fiica administratorului de la acea vreme și era mereu în vizită. Nu știu dacă era fericită, dar nu ne plăcea acest cântec. Alte cântece nu cunoșteam și nici poezii și nici rugăciuni. Pentru prima dată în viața mea am putut să mănânc fără să mă grăbesc. Și aveam, țin minte, o porție mare de sarmale și griș cu lapte. Desertul meu preferat. Am mâncat în liniște, nefiind în teamă că cineva o să-mi fure mâncarea sau că o să fiu bătut pentru a mi se fura mâncarea. Am dormit foarte bine în seara aceea, dar încă îmi era teamă să merg la toaletă. La Lugoj, lângă ușă, încremenită într-un scaun, dormea o femeie. Scripțuraica de serviciu care păzea centrul. Nu ne lăsa să mergem la baie ca să doarmă liniștită. Până la 14 ani mi-a fost teamă să merg la baie. Se cheamă enurezis. Te visezi pe toaletă și îți dai. A fost cumplit. Mina, cea care a devenit un fel de mamă în casa din Checea, lăsa un bec aprins pe coridor și așa în timp am reușit să scap de problema asta.
M-am acomodat bine la Chegea, m-am împrietenit cu toată lumea, am fost în Sisa Grăbuniță, am urmat cursurile școlii gimnaziale de acolo. Mi-am făcut prieteni, dar lipsea ceva. Și nu știam ce lipsește, dar simțeam că nu sunt complet. Ceva nu e 100% acolo, e absent. Nu știu cum mi-am dat seama, dar mi-am dat seama că o căutam pe ea. O căutam pe cea care mi-a dat viață. Voiam să știu al cui sunt, cine sunt, la ce sunt bun, ce știu să fac. Și credeam că răspunsul îl voi primi atunci când o voi cunoaște. După foarte multe insistențe, conducerea fundației de la Chegea a fost de acord să mă ducă în Bulgăruș, comuna unde se afla ea, unde locuia ea. Nu era acasă, de ce ar fi fost, doar a venit fiul ei. Era mama ei, vorbea foarte mult, multe povești, trecea din una în alta, ba că îi pare rău, ba că de fapt e vina lui taică-miu și ca alte povești. După foarte multe apeluri, a apărut și ea. Am aflat că o cheamă Liliana și că îi pare rău. Ne-am dat mâna așa cum o fac cu orice alt străin și ne-am luat la revedere. N-am scos un cuvânt tot drumul spre casă. Am hotărât atunci că nu vreau să o mai văd și că oricum n-are niciun rost, n-o să meargă. N-a fost să fie. Cred că pe la vârsta de 14 ani, când a trebuit să mă înscriu la liceu, neștiind încă la ce sunt bun și de ce exist, în comuna a venit o trupă de teatru, de păpuși. Mi-a plăcut foarte mult ce au făcut ei pe scenă și m-am gândit că dacă tot nu știu ce vreau să fac și la ce sunt bun, poate ar fi bine să mă înscriu la niște cursuri la Colegiul Național de Artă Ion din Timișoara, secția artului. Am fost admis, mă rog, un loc bun, o medie foarte mare, am urmat cursurile acolo, mă așteptam să fie totul foarte bine și acolo am întâlnit mult bullying, gorgoiul artistic, mă rog, cei care au studiat acolo le-aș fi despre ce vorbesc. Dar în toată perioada liceului voiam să mă simt util, voiam să fac ceva, să las ceva în urma mea. Și am auzit de voluntariat. Și m-am înscris la o fundație care avea un program care se numea Academia Seniorilor. Acolo veneau niște bunici. Bunicul tău. Veneau la noi la Academie să învețe limbi străine, engleză, germană, franceză și alte limbi ale pământului, și să-și facă conturi pe rețele de socializare. N-am înțeles la început de ce. Am aflat în timp că aici e vorba de fapt despre niște bunici care vor să păstreze legătura cu nepoților care locuiesc în țări precum Canada, UK, USA și alte țări ale pământului. Și m-am gândit, eu asta aș putea să fac. Aș putea să-i învăț limba engleză. Dar nu eram bun la gramatică, nu eram deloc prieten cu gramatica sau cu limba engleză. Așa că m-am forțat cumva să o învăț, ca eu să pot să-i învăț pe ei, la rândul meu, această limbă de care ei aveau foarte mare nevoie. Timpul a trecut, au învățat multe de la mine, au primit multe scrisori de la nepoții lor. Thank you for teaching my grandma English. A fost cel mai frumos cadou de Crăciun. Aceste scrisori primite de la nepoți și m-am simțit pentru prima dată în viața mea util. M-am simțit că nu trăiesc și nu respir degeaba și că aș putea să continui cumva în drumul ăsta al voluntariatului ca să pot să contribui la bunăstarea societății. Așa credeam eu. Și am hotărât să înființez un ONG. Cu niște prieteni am făcut toată partea de documentație și am pus bazele unor programe. Anti-bullying, înțelegeți de ce, combaterea discursului instigator la ură, din nou, cred că face sens de ce, și incluziunea socială prin artă. Asta pentru că am studiat actoria și am vrut cumva să continui pe drumul ăsta. Cei de la Casa de Copii mi-au spus nu continua cu regia de teatru sau de film, pentru că vei muri de foame, nu e ceva de viitor, ai nevoie de multe resurse, file și alte lucruri.
mai bine faci asistență socială. Zici ce făcut, m-am înscris la cursul acestei facultăți în Timișoara, am absolvit facultatea, în curând voi absolvi și masteratul și vreau să continui drumul ăsta academic cu doctoratul, nu ca să-mi dovedesc mie că pot, că acum sunt convins că pot, dar vreau să fac o analiză comparativă a sistemului de protecție a copilului în România versus toate sistemele de protecție a copilului din lume. Statistic vorbind, în România suntem cei mai mulți copii abandonați din Europa ca un continent. Suntem cei mai mulți și se fac foarte puține pentru ca noi să fim într-adevăr independenți și pregătiți pentru viața independentă. Și cu gândul ăsta, în anul 2017, în luna decembrie, am hotărât să candidez pe poziția de președinte în singura asociație de și pentru reprezentarea copiilor și tinerilor abandonați și instituționalizați din România. Și de atunci, fiecare zi este rezervată tinerilor și copiilor abandonați, mă ocup de reprezentarea atât în instanță cât și în fața altor organizații și instituții ale statului, pentru a putea face schimbarea de care noi credem că este nevoie în sistemul de protecție a copilului în România. Și acum, după atâția ani, pot să zic că da, eu pot, da, eu sunt capabil, da, eu știu ce vreau să fac cu viața mea și te-aș invita, drag ascultător, să îi spui asta și colegului de la muncă, și colegului de la școală, și fratelui, surorii, mamei, tatălui, unchiului, că și ei pot să-și îndeplinească un vis pe care îl aveau încă de când erau mici. Și apoi să-ți spui tu ție însuți, da, pot. Îmbrățișarea e foarte importantă, poate schimba destinul nou. Eu am fost îmbrățișat o singură dată pe lună, asta până când am fost transferat la fundația din Comuna Chegea, unde m-am simțit ca acasă și deja îmbrățișarea e ceva care face parte din cotidian. Și te invit să te uiți în stânga ta, la persoana din stânga ta și să te gândești dacă ai putea să îmbrățișezi. Dacă da, te rog să o faci.